Și pregătiți-vă pentru un viitor totalmente sustenabil pe Terra, spune Elon Musk. Al treilea master plan Tesla va fi prezentat pe 1 martie, de ziua investitorilor. Viitorul este luminos, scrie miliardarul pe Twitter. Bogdane, Elon Musk mai face un mărțișor așa din Tesla, o să vină cu al treilea master plan după 2006, 2016, 2023 este a treia bornă pe care o atinge. Va prezenta, din ce știm, din informațiile pe care le avem până acum, o nouă tehnologie de producție a mașinilor. Practic va veni, așa cum spune el, și din ce avem cumva de până acum chiar din surse directe, adică direct de la Elon Musk. Din informații oficiale. Din informații oficiale, din interviuri pe care le-a oferit, urmează să facă mai multe modele în paralel, să dezvolte în sensul ăsta mai multe modele în paralel. Asta este ținta. În felul ăsta ar reduce și prețurile, pentru că aici e de fapt tendința principală. Am văzut că a dat tonul Tesla cu acele reduceri în China, apoi în Statele Unite și Europa. Ford a urmărit instant trendul. În schimb, exact, Volvo a spus că nu o va face. Există sentimente mixte în piață. Suedezii știi cum sunt. I-am urmărit și în timpul pandemiei. N-au vrut mască, n-au vrut lucru de acasă prea mult. Da. Poate că aici e bine. Acum brandul e suedez. De fapt, componența companiei nu mai e de mult de acolo, ca o glumă oricum, dar de principiu da, cam asta e Tesla, cam asta se întâmplă acolo, cred că va fi un moment important. Vor fi și despre celelalte două companii a lui Elon Musk, vorbim și de SpaceX, va vorbi și de SpaceX, de ce planuri are SpaceX pentru colonizarea planetei Marte, despre lucrul ăsta știm în general că se întâmplă, astăzi se lansează cea mai puternică rachetă făcută de SpaceX, Starship, care va face teste. Probabil în funcție de testele astea vom avea și un răspuns în data de 1 martie. The Boring Company, la fel și acolo avem niște anunțuri, ne-am mai auzit de mult de Boring Company, de când a lansat... Ne-am și plictisit de când n-am mai auzit de ei. Au lansat un aruncător de flăcări, o șapcă și un parfum și cam aia a fost. Vor să facă tuneluri subterane, știm planul, vrem să vedem cum va fi implementat și când va fi implementat. Și ca o paranteză, într-una din discuțiile pe care Musk le avea de-a lungul anilor cu diferiți investitori, spunea că un simplu câmp de panouri solare ar putea alimenta un stat întreg din Statele Unite. Lucru care părea foarte inexact la vremea respectivă și vorbim de un interviu care a avut loc acum 4-5 ani de zile. Cred că acolo vrea să se îndrepte unul dintre cei mai bogați oameni din lume de data asta, nu cel mai bogat, să vedem sustenabilitatea pe pământ în ce formă va exista. Bogdane, pentru că văd că îți place mult subiectul și știu de fapt asta, o să-l avem în curând și pe Valentin Dragu, care e foarte bine pregătit pe subiectul Tesla. Credeam că zici că o să-l avem în curând și pe Elon Musk, care o să și pe Elon Musk, dar un pic mai târziu, îl păstrăm pentru mai târziu, așa că vom putea, uite, să adăugăm o întrebare și legată de acest subiect domnului Dragu, când vom intra în direct, în scurt timp. Până atunci, hai să-mi spui și alte povești de ale tale.